Își pun sănătatea în pericol chiar din școală. Este vorba de elevii gimnaziului din satul Dobrușa, raionul Șoldănești, care fac orele de educație fizică sub cerul liber. Situația este explicată prin lipsa sălii de sport. Administrația gimnaziului confirmă că în școală nu sunt condiții pentru a desfășura orele de educație fizică conform standardelor. Din acest motiv, elevii sunt nevoiți să facă afară sport. Asta chiar dacă termometrul indică valori sub 0 grade. În sălile de clasă care le avem noi astăzi la moment, în aceste condiții, nu avem spațiu. Într-o sală de clasă unde sunt 20 de elevi, nu ne putem folosi nici de un inventar sportiv, deci nu avem condiții necesare. Și la fel nu mai putem vorbi despre sănătatea elevilor. Nici copiilor nu le este pe plac actualele condiții. Ei își doresc să aibă acces la o sală de sport amenajată și dotată cu inventarul respectiv. Unde vrea să faci orele de educație fizică? Într-o sală amenajată sau afară, pe teren? Și în sala amenajată și afară. De ce? Iarna în sala de care amenajat, că e o zăpadă și nu pot, dar vara afară, că e cald, este cum și iarbă, frumoasă, verde. Ați vrea să faceți educație fizică într-o sală amenajată și nu pe teren? Da, desigur. De ce? Doar și pe teren este mai greu decât în sala sportivă. Avem nevoie de o sală sportivă aranjată și cu anumit echipament. De fapt, la Dobrușa este sală de sport, doar că ea nu este finisată. Asta în pofida faptului că lucrările de construcție durează deja 5 ani. La primărie ni s-a spus că până în prezent la edificarea clădirii au cheltuit 1,5 milioane de lei. Pentru a duce la capăt lucrul început acum 5 ani, e nevoie încă de alte peste 2 milioane lei. Problema respectivă ne ocupăm intens din 2005. Avem o sumedenie de demersuri, foarte multe, adresate către toate organele de stat responsabile de domeniul educației. Obiectul din 2009 nu s-a construit nimic adăugător, s-a ridicat pereții, acoperișul nu și clădirea dată degradează cât de cât. E necesar ca măcar să ajungem, spunem, acoperișul, dar scopul final e finisarea. Pentru ce ne mai trebuiesc la 2.400.000 de lei? La școala de circumscripție Dobrușa își fac studiile peste 140 de copii. O bună parte din aceștia vin din satele Megieșe, Răcești și Zagorna.